seara! Bună seara! Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră. Dacin Sara are onoarea și în acest an să fie în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România și să ofere premiul pentru scenariu. Să vedem nominalizările! Ce să fac și eu pentru el tot ce pot? Dacă te duci cu cât trebuie, se rezolvă. Păi așa mă gândeam și eu. Păi și tu ca el? Niciodată. Mulți morți. Aquí estoy en Córdoba de las tres culturas, todas moribundas. Yo, que fui un chico fugado de casa, soñando con el Mediterráneo, con sus playas y sus abdómenes más lisos de Europa. Ce ne trebuie nouă, de fapt, e prințul. Du wirst dich endlich wie ein zukünftiger König benehmen. Regele se mai trimite pe cineva la Paris. Why don't I go to Paris? He promised to be king of a united Romania. Și premiul. Sper să reușesc. Și eu sper. Bogdan Toma, Liviu Sandulescu pentru filmul Cărturan. Felicitări! Bună seara, Liviu! Bună seara, mulțumim! Bună seara. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și juriului, dar și Dacin Sara pentru acest premiu. Bogdan Toma nu a putut să fie prezent, trăiește în Statele Unite, a fost imposibil să vină în seara aceasta aici. Îi mulțumesc lui Bogdan că a acceptat să scriem acest scenariu împreună, este debutul meu în lungmetraj. Nu a fost ușor, au fost și momente în care am avut viziuni diferite, cei care scriu știu că se întâmplă acest lucru, dar mă bucur că am reușit să transformăm aceste viziuni diferite într-o căutare care ne-a dus spre profunzimea poveștii. Și cred că a fost o lecție importantă și profesională și de viață pentru amândoi. Mulțumesc casei de producție Mandragora, producătorului Anca Puiu, pentru că au ajutat ca acest scenariu să devină film și au avut încredere în această poveste. Aș menționa aici și ajutorul coproducătorilor din Suedia, care ne-au dat o mână de ajutor foarte importantă ca să intrăm în producție. Mulțumesc actorilor care au însuflețit acest text. Și aici aș aminti o parte din distribuție. Teodor Corban, care l-a interpretat pe Cărturan, personajul principal, și Adrian Titieni, doamna Dana Dogaru, Cristina Flutur, Iulia Lumânare, Marcelo Cobzariu și celor doi copii care au jucat în film, Vlad Popescu și Tudor Brătucu. Și nu în ultimul rând, mulțumesc familiei și prietenilor care au fost alături de mine în tot acest proiect, au fost niște ani, în special celor care, cu care am vorbit despre scenariu, cu care m-am sfătuit și fără de care ar fi fost totul mult mai greu și poate altfel. Le mulțumesc foarte mult! Felicitări încă o dată, mulțumim și noi! Thank you.